Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Luca, capitolul 13, versetul 12. Preacucernici părinți consilieri, preacucernici părinți protopopi, preacucernici părinți, onorați reprezentanți ai culturii clujene și iubiți frați și surori, în această duminică minunată, când împreună sărbătorim cei 100 de ani de la instalarea vrednicului de pomenire episcop Nicolae Ivan, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: Doctorul cel mare transmite doctorilor celor mici puterea de a dezlega. Pericopa evanghelică este foarte simplă. Într-o sâmbătă, Domnul Hristos intră în sinagogă la rugăciune și acolo era o femeie gârbăvă. Neputința aceasta o avea de 18 ani. Și Domnul Iisus Hristos, văzându-o că suferă, a pus mâna pe ea și a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și s-a îndreptat dintr-o dată, cu toate că iudeii au cârtit. A făcut o sănătoasă sâmbătă, zi în care nu se lucra la ei deloc. A făcut-o sănătoasă Domnul Iisus Hristos, doctorul cel mare. Și atunci când Sfântul Chiril al Ierusalimului, în catehezele sale, s-a oprit la numele Domnului nostru Iisus Hristos, în cateheza a 10-a scrie, așa: în limba ebraică, Iisus înseamnă mântuitor, cel ce ne scapă de păcat și de moarte. În limba greacă, însă, cel care vindecă, căci el este doctorul sufletelor și al trupurilor și tămăduitorul celor ținuți de duhurile. El vindecă și ochii orbilor, dar în același timp luminează și mințile. Este doctorul șchiopilor, dar îndreaptă și picioarele păcătoșilor spre pocăință. Spune paraliticului să nu mai păcătuiești, dar spune și: ia patul tău și umblă. Pentru că trupul se paralizase din pricina păcatului sufletului, a vindecat mai întâi sufletul ca să aducă prin asta vindecare și trupului. El este doctorul cel mare. Era prezent acolo în sinagogă și a tămăduit-o pe femeia gârbăvă. Dar puterea aceasta de tămăduire, Domnul Iisus Hristos a transmis-o slujitorilor săi în biserica creștină. Citim în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 20, că în duminica învierii sale din morți, Domnul Iisus Hristos apare în mijlocul ucenicilor și suflă peste ei și le zice: cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține ținute vor fi. Așadar, puterea aceasta de a dezlega, de a tămădui, de a ajuta,
Domnul Iisus Hristos a transmis-o slujitorilor săi, ucenicilor săi, clerului bisericii. Și de neputința noastră sufletească, care trage după sine și neputința trupească, ne tămăduiește prin această taină mare a Sfintei Spovedanii. Pentru că păcatul nu e o boală ușoară. Suntem preocupați de lucrul acesta mereu, dar în mod special în posturi. Păcatul e mare boală. Și Andrei Criteanu, Agapie Criteanu, în cartea Mântuirea Păcătoșilor, spune că păcatul ne lipsește de harul lui Dumnezeu. Păcatul ne lipsește de dragostea dumnezeiască. Păcatul ne lipsește de darurile Duhului Sfânt. Păcatul ne lipsește de moștenirea împărăției cerești. Păcatul ne lipsește de Duhul punerii de fii. Starea în care ajunge bietul om, robit păcatelor, nici nu poate fi descrisă în cuvinte, dar o cântare din această perioadă, din postul Crăciunului, zice așa: pe mine, cel ce-am ajuns peșteră de tâlhari, arată-mă, Doamne, cel ce în peșteră te-ai născut, lăcaș al tău și al tatălui și al dumnezeiescului tău Duh, ca să te slăvesc în toți vecii. Doctorul cel mare le-a dat doctorilor celor mici puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor. Și am zis că lucrarea aceasta minunată are loc în Sfânta Taină a Spovedaniei. Și dacă ea se poate face oricând, în mod special, să facem posturi. În postul Crăciunului a scris minunatul poet, doctorul Vasile Voiculescu, pătimitor în temnițele comuniste, a scris o poezie intitulată Colind. Poate ați auzit-o de multe ori, această poezie, dar este extraordinar de sugestivă. Ea ne îndeamnă ca în postul Crăciunului să ne pregătim sufletește pentru primirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe lângă faptul că ne reținem de la bucatele de dulce, pe lângă faptul că încercăm să ne rugăm mai mult, pe lângă faptul că lecturăm în Sfânta Scriptură și citim ceea ce s-a întâmplat, pe lângă faptul că încercăm să facem fapte de milostenie, este perioada când oamenii sunt mai sensibili sufletește și ajută pe cei săraci. Pe lângă toate acestea, în postul Crăciunului facem o foarte bună spovedanie. Și poezia lui Vasile Voiculescu zice așa: în coliba întunecată din carne și os lucrată, a intrat Hristos deodată. Coliba cum l-a primit s-a făcut cer strălucit, în mijloc tron luminos și pe tron Domnul Hristos, care mult se bucura, Duhul Sfânt s-a alătura, și acolo rămânea și acum și pururea. Răspunsul nostru: și noi, Doamne, ne-am gătit, colibele am curățit, uși, ferestre, toate-s noi, Doamne, intră și la noi. Lucrarea aceasta minunată de curățire a sufletului, încercăm să o facem în această perioadă. Și prin doctorii pe care ni-a pus Dumnezeu la îndemână, Domnul Hristos fiind doctorul cel mare, dar El lăsând pe ucenicii săi, lăsând clerul bisericii să ne stea nouă la îndemână,
Doctorul cel mare, prin doctorii cei mici, ne spune și nouă, ca femeii gârbove, ești dezlegat de neputința ta. Lucrarea aceasta o facem acum în postul Crăciunului și am venit, așa cum am spus la început, să ne aducem aminte că în anul 1921 de Sfântul Nicolae, în această istorică biserică, a fost instalat ca episcop al refăcutei eparhii Avadului, Feleacului și Clujului, vrednicul de pomenire Nicolae Ivan, a cărui lucrare a fost nemaipomenită. Venea cu o experiență bogată pe care a făcut-o și la Sibiu și la Alba Iulia. Fusese consilier economic la Sibiu când s-a ridicat catedrala de acolo. A venit la Cluj. A organizat eparhia noastră pentru că acest gând sfânt al reîntemeierii eparhiei de la Cluj, eparhie ștefaniană, Ștefan cel Mare și Sfânt, neputând întemeia mitropolia în orașul Cluj, a întemeiat-o în apropiere, la Feleac. Deci venind, a reîntemeiat eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Și ne-a lăsat atât de multe lucruri. Și pe primul loc este impunătoarea catedrală mitropolitană de astăzi. Și apoi a ridicat și biserica de pe strada Horea. A înființat și facultatea de teologie. Revista Renașterea îi se datorează lui și câte alte multe lucruri nu ne-au rămas ca moștenire de la el. Și cu multă piozitate, cu dragoste în suflet, am venit astăzi, aici, unde a fost instalat ca episcop, să ne rugăm pentru odihna sufletului lui și în același timp, prin ceea ce facem, prin ceea ce suntem, să încercăm noi, urmașii lui, să îi cinstim memoria. Acestea sunt cuvintele, iubiți frați și surori, pe care am vrut să vi le pun la suflet în această zi mare, importantă, când sărbătorim 100 de ani de la instalarea ca episcop al Vadului, Feleacului și Clujului, a vrednicului de pomenire Nicolae Ivan. Și în această duminică, repet, dacă așa ne-a sugerat Evanghelia citită, v-am pus la suflet faptul că doctorul cel mare a transmis doctorilor celor mici puterea de a ne dezlega de păcate, de a ne dezlega de neputințele noastre. Amin.